Bună! Astăzi am făcut acest tutorial. Sunt foarte, foarte încântată de produsele cu care le-am făcut. Se dedică mai mult contrării feței. Sper că vă place. Mie îmi place foarte, foarte mult. Am să vă arăt și am să vă vorbesc despre produsele cu care îmi conturez eu fața. Aceste produse sunt de la Maybelline, Fit Me. Sunt niște fonduri de ten stick. Acesta este într-o nuanță apropiată mie, care se numește Natural Beige. Și cam atât este de mare, aia nu știu, cred că are foarte, foarte puțină cantitate. Înăuntru are, dacă aș putea să și vedeți, înăuntru are o cremă, este stick, și înăuntru este o cremă hidratantă și spune că este anti-shine. Este prima oară când îl folosesc, așa că voi vedea cât de anti-shine este. Și eu mi-am ales două nuanțe, această nuanță pentru fondul de ten, iar pentru conturarea feței mi-am ales același stick, numai că într-o nuanță foarte, foarte închisă, este o nuanță mocha, nu știu ce nuanță este asta, și este foarte închisă, este la fel un fond de ten închis ca să-mi pot contura fața. Efectul este atât de frumos, cel puțin fondul de ten. Fondurile de ten pe care le-am eu acum arată foarte bine. Mi-am făcut machiajul de 15 minute și arată bine pentru moment. Vreau să văd și cum se comportă pe durata zilei. Însă chiar dacă nu va plăcea fondul de ten deschis, să-l pot aplica pe toată fața, cel pentru contur cu siguranță îl voi aplica pentru că este foarte ușor de întins, foarte ușor de blenduit și cu siguranță voi cumpăra încă câteva. Așa că sper că vă place tutorialul și dacă sunteți curioase și vreți să vedeți cum se face conturarea feței foarte simplu, urmăriți-mă mai departe. Începem acest machiaj cu o bază. De obicei nu folosesc bază, însă de data asta am zis să văd cât de mult rezistă acest fond de ten, cu atât mai mult cu cât el este stick. Și aplic acest fond de ten foarte, foarte drăguț și foarte ușor de aplicat. Este culoarea care se potrivește perfect tenului meu. Nu mă așteptam să găsesc o culoare atât de frumoasă și de uniformă. Și îl întind cu o pensulă. El se poate întinde foarte bine și cu degetele. De fapt, el așa este recomandat să fie întins cu degetele, însă nu îmi place treaba asta și nu obișnuiesc să fac treaba asta, și așa că am să folosesc o pensulă. Pentru că vreau o acoperire foarte mare, am să reaplic fondul de ten, însă pentru acoperire medie este de ajuns să dați foarte puțin. Apoi cu celălalt fond de ten îmi conturez pomeții, tâmplele și nasul. Eu mi-am conturat și maxilarul, însă nu este neapărat necesar. Și cu o pensulă îl întind foarte bine. Ia uitați cât de frumos se întinde. Nu mă așteptam să se întindă atât de frumos. Se amestecă foarte bine cu fondul de ten. Pur și simplu îl ador. Foarte bine, era mult mai dificil, așa că în sfârșit am un fond de ten contur care îmi conturează foarte bine tenul. Apoi îmi aplic anticearcăn. Este un anticearcăn mult prea deschis pentru mine, însă se va amesteca cu fondul de ten și cu conturul și va fi ok.
foarte bine cu degetele. Și după cum vedeți, se pierde foarte mult din intensitate, așa că nu am avut de ce să mă sperii, culoarea este până la urmă una care mi se potrivește. Apoi folosesc o pudră. Trebuie să îmi fixez totul foarte bine pentru că mi-e un pic frică la fondul acesta de ten stick. Cred că se va strânge cumva în jurul ridurilor, însă asta va trebui să văd pe parcursul zilei. Conturez sprâncenele. Și cam așa arată conturarea feței. Aș putea rămâne decât așa, să-mi aplic un pic de rimel și ar fi ok, însă eu vreau să fac și un machiaj oarecum de zi. Așa că aplic o nuanță aurie și de fată. În colțul interior aplic o nuanță deschisă, însă nu și de fată, ci mată, pentru că deja am foarte mult SIDEF pe cea aurie. Îmi aplic un fard negru, la fel și acesta mat. Este un machiaj destul de îndrăzneț, însă eu sunt obișnuită să port machiaje stridente ziua, așa că nu mă împiedică cu nimic. După cum observați, eu pe arcadă nu am pus niciun fel de culoare, nici de fată, nici mată, pentru că mi se pare că este suficient și o să-mi aplic un eyeliner. În sfârșit aplic eyeliner, n-am mai făcut treaba asta de ceva timp, însă nu știu ce mi-a venit. Și îmi fac niște codițe extra. Cred că sunt un pic cam lungi, însă per total este ok. Aplic rimel. După cum observați, pe linia genelor de jos nu am aplicat niciun fel de fard, nici deschis, nici închis. Nu mi-am aplicat fard decât pe plapa mobilă, mi se pare suficient. Iar pe buze aplic un creion într-o nuanță de roz pal. După care voi aplica balsam pentru hidratare. Și ăsta este finalul machiajului meu. Sper că v-a plăcut.